Dialogul dintre Cătălin Scărlătescu și o concurentă de la Masterchef a stârnit revolt în rândul fanilor. Nu e normal să tolerăm acest gen de glume. Controverse la Masterchef România. Mai mulți influenceri din România au sărit în apărarea unei tinere concurente care a participat la emisiunea de pe ProTV. Aceștia au fost revoltați după ce șef Cătălin Scărlătescu ar fi insinuat că femeia are câteva kilograme în plus. Andreea Corbu a participat la Masterchef susținând că este FOD influencer. Mai exact, ea merge la diferite restaurante pentru încerca preparatele și le prezintă în mediul online. De asemenea, încearcă diverse rețete pe care le propune internuților. Tânăra este foarte cunoscută în mediul online, fiind urmărită de peste 1,5 milioane de oameni. Acum, creatoarea de conținut a mers să-și încerce norocul la emisiunea de pe ProTV, unde jurat sunt Cătălin Scărlătescu. Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Dialogul de la Masterchef, care a stârnit revoltă. Cei trei șefi au fost curioși să afle ce înseamnă, de fapt, să fi fă din influencer. Andreea le a explicat că îi place să gătească și să mănânce cât de mult poate. Atunci când a auzit acest răspuns, Cătălin Scărlătescu a avut o replică prin care ar fi insinuat că tânăra are câteva kilograme în plus. Jurații de la Masterchef au început să chicotească iar Cătălin Scărlătescu a mărturisit că se referea la preparatul pe care l-a pregătit pentru concurs. Totodată, Sorin Bontea i-a sărit în apărare. Iată dialogul din cadrul emisiunii, Florin Dumitrescu. Cu ce vă ocupați? Andreea Corbu. Sunt food influencer, Florin Dumitrescu. Adică, Andrea Corbu. Îmi place să gătesc și să mănânc atât de mult cât pot peste tot, Cătălin Scărlătescu. Se vede. Nered pauză, după polenta. Andreea Corbu, sper că nu după altceva, Cătălin Scărlătescu, nu, după Polenta, Nered. Râsete, Sorin Bontia, adică e multă mămăligă. Asta încearcă să spună Cătălin. Influencerii au sărit în apărare Andrei Corbu. Dea Bălgărădean, o influenceriță care prezintă tot conținut despre mâncare, a urmărit momentul Andrei Corbu și a fost revoltată de dialogul din cadrul emisiunii. Aceasta i-a luat imediat apărarea prin intermediul unui mesaj tranșant. Rar mă enervez, dar m-am uitat acum pe YouTube la una dintre concurentele de aseară de la Masterchef și am simțit că îmi pulsează vena. În 2024, la o televiziune la care are acces toată România, să existe acest dialog. Fiecare are dreptul să gândească ce vrea, dar le ții pentru tine. Și producția montajul, care a văzut asta ca fiind ceva amuzant. Fata are 1,5 milioane de urmăritori, public tânăr. Câte fete micuțe și nesigure care o urmăresc o să facă acum foamea, pentru că s-a trezit marele șef să facă insinuări de acest gen? A scris influencerița de Dea bălgărădean, Sânziana Super, o altă influenceriță cunoscută, urmărită de sute de mii de oameni pe Instagram, a distribuit postarea Dea de bălgărădean. De asemenea, Creatoarea de conținut și-a exprimat și a punctul de vedere cu privire la această situație. Nu am văzut emisiunea, dar susțin ce spune de ea. Nu e normal să tolerăm și să normalizăm acest gen de glume vis-a-vis de corpul femeilor. La TV, într-o emisiune cu audiență maximă, a spus Sânziana Super.